seara și bine v-am găsit, dragii mei. Magia plutește în aer și cerem și noi magie în jurul nostru. În această perioadă anului încercăm să contabilizăm, să facem bilanțuri și rezonăm de fiecare dată cu ideea că viața noastră de fapt se împarte între două fire mici de busuioc. Dar suntem obligați moral să trăim aceste momente frumos, cu intensitate, cu pace și liniște sufletească, să lăsăm ceva în urma noastră și, dacă am putea, să ne și simțim bine pe pământul ăsta. Mai nu avem atâtea cuvinte interesante în vocabularul nostru care ne încurcă sau cumva ne demonstrează de ce suntem așa și încotro trebuie să săpăm. Avem traume transgeneraționale, avem programul neamului să devină părinți, că nu suntem așa cum trebuie, nu ne-au dat cât trebuie. Și atunci mă uit la oamenii care au reușit cu adevărat în viața asta și mă întreb cine i-a ajutat pe ei, cine i-a propulsat înainte, cine le-a bătătorit cărarea, cine a deschis uși pentru ei. Ei nu au avut traume, lor nu le-a lipsit nimic, ei au fost neteziți pe cap de la naștere și cumva au reușit să urce pe capuri și să vină în fața noastră. Nu cred. Tocmai de aceea m-am gândit că în această perioadă, când ne punem atâtea întrebări, ar fi frumos să le iau la întrebări pe omul care a unit neamul românesc, pe omul care este asemenea unui brand de țară, pe omul care astăzi doar cu numele său deschide uși chiar și de la distanță. Dar cu siguranță nu a fost așa dintotdeauna. Mai mult decât atât, sunt tare curioasă să știu cum cresc mlădițele în acest neam, pentru că el, având rădăcini puternice, are grijă să crească și mlădițe puternice. Probabil v-ați dat seama despre cine este vorba. I-am invitat astăzi la discuție pe trei generații a familiei Botgros. Și o să încep de la cel mai mic și alintat, de la Cristi, de la Cornel și de la maestrul Nicolae Botgros. Bună seara, dragii mei! Bună seara și noi am vrea să vă salutăm pe această cale. Eu astăzi foarte bucuros că sunt alături cu Cornel, sunt alături cu Cristi, cu nepotul și feciorul. E o mare bucurie să vă aveți unii pe ceilalți, dar uite, vorbeam despre sărbători și aș vrea cumva să dăm timpul înapoi și să depunem amintiri. Sunteți trei generații cu amintiri diferite, deși ați locuit într-o casă o bună perioadă de timp. Eu știu că sărbătorile de iarnă din viața lui Cristi diferă de sărbătorile lui Corneliu și nu mai zic de sărbătorile domnilor voastre. Spuneți cum erau sărbătorile de iarnă în familia Botgros de acasă, în familia celor 8 copii. Foarte diferite. Chiar să vorbim așa la cinstit, toate sărbătorile acum diferă față de ceilalți care erau, diferă timpul, diferă generațiile, sunt altele, sunt mentalitățile oamenilor, sunt un pic chiar altfel. Uneori uităm și mai vorbim și altfel, las mai treacă, las că o să treacă și Crăciunul o să treacă și Paștele o să treacă, nu știu ce. Noi nu am lăsat niciodată sărbătorile, fiindcă tata ne implica, Dumnezeu să-l odihnească, ne implica totdeauna în sărbători. Cântam undeva la un bal sau cântam la o petrecere, la un eveniment, eram în petrecere, eram în sărbătoare. Și cel puțin dacă noi nu îi sărbătorem, vedem pe oameni cum sărbătoresc și era foarte frumos. Cel mai frumos era că atenția toată era la muzică. Aha. Adică cine ar fi fost acolo? Dar muzică. Nu erați în centru atenției, bănuiesc. Nu, că eu undeva nu am așa... eu eram cu doba. De fapt, dobare întotdeauna se remarcă. Da, este așa ceva. Copilăria mea diferă foarte mult de copilăria lui tata. Tata s-a născut în perioada imediată după război, după foamete, deportări. Deci au fost vremuri cumplite. Fiecare sărbătoare era doar atâta bucurie în familie. Mai mult era chin și jale. Mi-a oferit o copilărie total diferită și foarte, foarte frumoasă. Am amintiri deosebite, pentru că aceleași mandarini și așa mai departe, erau nu doar mandarini, erau și ciocolate care nu le găseai în magazine. Apoi cadouri... Venea moșgerilă sau cadourile erau sub brad? Moșgerilă era, dar bine, că totul era înscenat. De altfel, sărbătorile de Crăciun și de Anul Nou, nu știu cum sunt în copilărie, altfel totuși. Exact. Pline de mister, de magie. Noi suntem mai naivi și mai deschiși. Da, dar noi e naivitate firească pentru vârsta cu tare, dar
cu cât mai mult avansezi și te maturizezi, înțelegi conotația adevărată acestor sărbători și sunt pentru mine foarte așteptate. Este un prilej de a te revedea cu rudele, cu prietenii cei mai apropiați, că după sărbători fiecare merge pe la casa lor, intră în rutina vieții și ne vedem sau ne auzim doar la telefon. Și aceste sărbători este un prilej de a te vedea, de a mai povesti și de a scăpa de tablete, de gadget-uri și așa mai departe. Cristi, dar pentru tine mai este magia Crăciunului? Tu chiar ești un pic altă generație, da? Noi dacă suntem generația secolului trecut, tu cumva te manifesti într-o altă perioadă de timp. Mandarine sunt anul împrejur în supermarket, poți să-ți cumperi cu lada. Cumva, nu știu, așa am ajuns la o vârstă când nu pot să zic că s-a pierdut din farme cu sărbătorilor, dar un pic normal în comparație cu cum eram eu la 12-11 ani, 10, când mama și tata era Moș Crăciun sau chestiile astea. Normal că la momentul dat, atunci, pe timpul ăla, cumva realizam, adică eram, mă lăsam dus de valul ăsta că este Moș Crăciun și astea, dar e ceva normal din punctul meu de vedere ca părinții să facă asemenea gestul pentru copil. Da, eu cred că și tot de grabă o să fie un Moș Crăciun pentru sigur, cineva. Sigur. Și cumva, eu cred că trebuie să, fiind copii toți, trebuie să credem în chestiile astea pentru că aduc o satisfacție, undeva, o plăcere. Și din moment e ceva wow pentru copilul ăsta. A, m-a venit Moș Crăciun, mi-a dat un cadou. La 12 ani am primit cadou, primul cadou, eu cu fratele Vasile, am primit cadou de la secția de cultură, pe atunci cum era, câte un costum. Am cântat la un festival cu tata, nu știu unde, acolo, pe la Cahul, festivalul de astea care de muzică populară. Și desigur că doamna Gavrilova, așa îi spunea, era șefa secției de cultură, ne iubea foarte mult și când ne-a văzut așa de brăcățăi, cam goi, ne-a cumpărat câte un costum și mie și lui fratele Vasile. Eu atunci, pentru prima dată, am îmbrăcat costum, chiar dacă mi-erau mai lungi pantalonii, mi-erau mai lungi mânicile, le-am îndoiat special, zic, le las așa, să le-am mai pe mulți ani. Mai pe mulți ani. Și am dus o altă viață, desigur că era o viață grea, o viață foarte grea, dar nu știu de ce am impresia că cine a trecut prin viața aceea, astăzi fac lucruri mai mari. Păi asta vreau să zic, dacă ați fi avut de toate și costume de la naștere și rânduri de papuci și câte 3-4 perei de mănuși iarna, credeți că ați mai fi ajuns Nicolae Botgros de astăzi? Nu știu cine e. Probabil că Dumnezeu m-a înzestrat cu ceva. Eu nu pot să vorbesc acum, că știu că mâna a pus-o caldă și dulce tata Dumnezeu să-l odihnească, care primul om a văzut în viața lui că eu am un talent, am ceva, că el și le spunea la toată lumea, le spunea că el va fi un mare artist. Ce avea el în vedere în cuvântul ăsta. Deci programul a fost pus de tata de atunci. Da, sigur. El le spunea la toată lumea. Dar eu nu cântam la instrument, eu băteam dobile. Eram atât cu dobile și el, oamenii se uitau nu la cum cântă ei, dar se uitau la mine. Că eram și micuț, eram și se uitau. Și el le spune la toți, va fi un mare artist. Cuvântul ăsta, când l-a vorbit tatăl meu, eu l-am luat ca un cuvânt de responsabilitate mare. Băi, ce ar însemna cuvântul ăsta? Când am plecat la Soroca, totdeauna îmi măcinam în mintea mea. Băi, cât de mare trebuie să fie artistul ăsta? Și uite, cuvântul ăsta al lui de a fi un mare artist m-a petrecut în viață cam mult. Această idee de a fi un mare artist ați dus-o prin viață până l-ați adus și pe tata pe scenă. Știu că la o serată de creație a domniilor voastre. Mai multe, la vreo 3 a fost. Da, la Palatul Național, pe vremuri. Tata a urcat pe scenă și a cântat cu faimoasa orchestră Lăutare de atunci. Noi am și găsit o înregistrare și dacă e posibil, o să rog colegii mei să ne pună pe ecran. Am zis că e frumos să fie și tata aici prezent, bunicul și străbunicul, să fie 4 generații. Hey, for sure!
da, este foarte plăcut. Amintirea e frumoasă. Trebuie să spun că tata meu a participat la vreo câteva spectacole de medici. Eram la 40 de ani ai mei, unde a avut o întâlnire foarte frumoasă cu nenea Ignat Bratu, care era cânta la noi la cramă. Și ei se știau de copii, că au învățat amândoi la Iași, la liceu de muzică. Tatăl dumneavoastră a învățat la Iași, tatăl a învățat la liceu de muzică din Iași, dar numai că nu l-a terminat. A venit aici, a mai cântat niște nunți, s-a întâlnit cu mama pe la Orhei, nu știu ce, s-a suit în autobus și a venit acasă. E dragostea Batovilor. Spuneți-mi sincer, costumul în care a îmbrăcat tata, l-ați cumpărat dumneavoastră? Sau ați mers cu el să-și îl cumpere? Da, sigur că lui tata îi duceam și instrumente chiar acasă. El mai avea maniera, schimba instrumentele. Nu-i plăceau instrumente vechi. El cânta pe instrumente mai noi. Uh-huh. Adică vioară nouă e ceea ce eu nu iubesc invers. Eu pe vioară nouă nu pot cânta. Eu cânt pe vioarele vechi. Și costumurile, întotdeauna noi aveam grijă să-l îmbrăcăm, fiindcă tata nu ținea cont de îmbrăcăminte. El îmi lua tot timpul la, cum zicem noi, la Clujani, la strâns popșoi, se ducea în vii, făcea vin. El era gospodarul casei. El venea de la nunte la ora, să zicem, la 10, la ora 8 dimineață, la ora 12 la vedea în grădină. El de acum lucra, el își face... Cât din ce copii au ajuns muzicieni sau lăutari? Păi noi suntem trei băieți, Vasile și Gheorghe, și toți suntem, Vasile conduce orchestra de la Sărata Galbenă, Gheorghe lucrează la Leova, mă rog, la Casa de Cultură. Suntem toți ocupați cu muzica. Am o soră care a terminat școala pedagogică din Soroca, Parascovia, prin Franța lucrează, nu știu ce face. Întreb pe Cornel dacă ține minte când a luat pentru prima dată vioara în mână și dacă și-a dat seama că o să fie un blestem al lui pentru toată viața, pentru că asta e soarta persoanelor publice și asta e soarta copiilor de artiști, asemenea maestrul Nicolae Bodgros, să demonstreze întotdeauna că are locul lui, că nu tata deschide ușile în locul lui, că ai locul tău în orchestră, că cumva ți-ai meritat stima și respectul colegilor și nu zice societate. Lumea, ăsta e băiatul lui Bodgros. E tare grea soarta ta de Criste, nici nu mai zic. Pentru că atunci când calcă strâmb Vasile de la Nisporene una și atunci când Criste a fost în club și dimineața nu se poate trezi să vină la repetiții în orchestră, ceva tragedie națională, nu? Este cunoscut treaba asta, într-adevăr, pentru că lumea de obicei atrage atenție cel mai mult. Asta am observat, de fapt, de mic copil, încă când mergeam cu tata pe la magazine sau cu mama, indiferent, sau cu bunelul, parcă mă uitam împrejur, așa eram eu, și vedeam răutatea asta în oameni sau cum se uită. Se uită așa, mai, cum zicem noi, mai pe dos sau... Toată lumea așa e... Drept și așa cu căciul a pus bine. Așa e firea omenească și că eram mult mai sensibil. Luam foarte tare la inimă chestiile astea. Dar, normal, am 24 de ani și nu pot să zic bine, nu mă sucu foarte matur. Dar atâta pe atâta cât sunt, deja de mult mai atrag atenție la chestiile astea, pentru că te obișnuiești. Sunt niște măruntaieri pe la urmă. Niște măruntaieri. E ceva normal, adică lumea să vorbească, lumea mereu asta a făcut. Cornel, de ce nu te-ai făcut fotbalist? Eu am făcut cunoștință cu vioara din și țin minte eu pe la vreo 5 anișori. Nu știu, poate mai devreme, dar eu nu mi-amintesc. Dar la 5 ani deja țin minte, mi-aduc aminte. Imitam și vedeam la televizor pe tata, că îl vedeam mai des la televizor decât acasă. Și
Da, trebuie să recunosc, când am intrat la liceu Ciprian Porumbiescu în clasa 1, eu m-am înscris la țambal. Și tata a dorit că eu scând la țambal. Da, da, așa, și eu dar... are și o filmare chiar cu țambalul, cum au acompaniat pe mine la o... Dar la liceu țambalul se practică din clasa a 4-a. Deci până atunci trebuie să aleg un alt instrument. Și normal că am ales vioara. Și ajungând în clasa a 4-a, deja eram îndrăgostit de vioară și m-am uitat că vioara are doar 4 corzi. Și țambalul are, nu știu, câte 100. Și am zis că nu, mai bine rămân cu vioara, că e și mai ușurică. Nu m-am gândit vreodată. Dacă ai senzația ca să arunci vioară, dacă ai vrut vreodată să... Ei, au fost momente, normal. Și te faci contabil. E greu să practici muzica în general, dar un instrument precum vioară e mult mai greu. Plus mai ai pianul obligatoriu, un instrument, la ce prea îmi promesc, este un instrument obligatoriu. Și programul liceului e destul de încărcat, deci... Trebuie cumva să reușești să faci și fotbal și în curte să alegi cu băieții, dar e mai complicat. Trebuie să dai prioritate specialității și e foarte greu. Fiind tânăr, adolescent, bineînțeles că multe lucruri nu le înțelegi. Că e mult mai simplu să dai cu piciorul în minge decât să stai ore întregi și să citești partituri, știți? Dar trebuie să treci perioada asta când ai îndoieli, când mai... Trebuie să practici vioara sau muzica în general, ori nu. Dar te-ai gândit vreodată să te duci în altă orchestră ca să nu lucrezi cu tata? Nu. Nu. Ei, dar asta dar nici nu este. Nici motive nu erau, n-au fost și nici dorințe n-aș avea. Tocmai perioada aia de adolescență, când rebelul din tine își spune cuvântul că nu vreau să lucrez cu tata, eu am să mă duc să fac altceva sau să fac eu un taraf al meu. Dar nu mă încurc să fac el are posibilitatea aici să ceva. Facă orice. Are posibilitatea să scrie, are posibilitatea să compui, are posibilitatea să cânte. Eu știu că lumea când vrea să cânte cu lautare, e mai întâi bate la cornel la ușă. Tocmai aici poți să-ți realizezi toate posibilitățile, pentru că ai și cu cine. Exact. Băieții din orchestră sunt extraordinari. Eu trebuie să vă spun că la ora actuală eu mă mândresc cu ei foarte tare. Nu de atâta că trebuie să vorbesc cuvântul să mă mândresc, nu. De atâta că chiar mă mândresc foarte tare cu ei, fiindcă sunt niște băieți extraordinari. Nu știu dacă mai muncește cineva atâta în lumea asta. Deci toate spectacolele care vin pe umerele noastre a orchestrei este nu atât de ușor. Este foarte greu și complicat, dar orchestra se descurcă din minune și vreau să le mulțumesc pe această cale. Dumneavoastră sunteți un lider născut, probabil, pentru că să fii dirijorul unei orchestre e ca și cum ai conduce o țară. Eu de multe ori mă gândeam că oamenii asemenea dumneavoastră probabil ar fi foarte ok să fie puși și în fruntea statului. Pentru că așa cum da, știți, să-i aranjați pe toți. Mi s-a propus, pe dragul, nu vreau să spun de lucrul ăsta, nu e un secret. Mi s-a propus lucrul ăsta, dar merge vorba despre altceva. Fiecare om la locul lui. Când o să ne gândim profesional fiecare așa și o să vorbim, și nu că numai o să vorbim, dar și o să facem în viață, să realizăm lucrul ăsta, o să fie atunci țara la locul lui. Fiecare să fie la locul lui. Exact. Știți ce v-a ajutat să fiți toți împreună și în aceeași orchestră? Că v-ați găsit locul fiecare asemenea unui puzzle. Fiecare în orchestră și-a găsit locul lui ca să se simtă bine. Și ziceam lui Cornela, am văzut niște filmări, niște înregistrări când era tineri așa, zice, of, nu eram frumos, nu mă dai de acolo. Și mi-am dat seama că tu întotdeauna ai fost atât de corect cu tine însăți și cu tata, încât întotdeauna ai vorbit cu atâta respect față de tatăl tău, încât oamenii te-au apreciat anume pentru lucrul ăsta. Chiar dacă ești de personalitate bine formată, un bărbat la casa ta, întotdeauna când vorbești de tata, ai un respect care e bun de pus în ramă. Da, e și normal așa să fie, pentru că revenind la întrebarea anterioară, așa, când am terminat gândul despre relația, despre umbra lui tata în viața mea, în cariera mea, sau cum să-i spunem, zic, am zis de mai multe ori că ea nu m-a încurcat niciodată, ba din contra trebuie să recunosc că m-a ajutat. Dar m-a ajutat în anumite circunstanțe, dar tata nu poate să iasă în locul meu să cânte sau în locul meu să facă treaba pe care o fac. Nu. Deci, până la urmă, eu o fac și voi apreciați, e bună treabă sau mai puțin bună, dar umbra lui tata mă ajută și asta și mă mândresc. Poate mi-ar fi mult mai ușor dacă aș fi de o altă meserie,
sau nici nu m-ați fi observat, probabil. Doar să știa că aia are un fecior care face jurisprudență sau o altă meserie, da? Și tot, și în acele circunstanțe, m-aș fi mândrit că port numele unui mare om, indiferent de profesia pe care o am. Dar fiind membru orchestrei Lăutare și feciorul Modulos totodată, toate la un loc, pur și simplu sunt mândru și misiunea mea, cum zic mult, poate le întrece pe tata, dar nu mai întrece nimeni pe tata și n-a să-l întreagă niciodată. Și nu trebuie concurență cu el, pentru că ăsta este felul lui și nu poate fi altfel. Eu trebuie, am o misiune foarte simplă, să nu-l fac de rușine pe el, atât. Am disperat într-un moment cu muzica, că vroiam, vedeam că mergem pe altă cale, țara merge în altă parte. Eram și Cornel, i-am propus ca să învețe la Ulim și să termine universitatea din Ulim. Puțin știu și cunosc că Cornel are terminat universitatea Relații Ulim. Relațiile internaționale. Da, și așa că vreau și pe această cale să-i mulțumesc că m-au ascultat, fiindcă a doua profesie nu o să-i strice niciodată. O să aibă două profesii, că muzica, am văzut că merge foarte bine, am spus că cu muzica, tată, merge normal. Nu-i nevoie că să terminăm conservator, să terminăm nu știu ce. Că conservatorul ăla e acasă la noi, ăla e în orchestra Lăutare, conservatorul este făcut. Uite, o școală așa mai serioasă. La diplomație, deci tu cumva poți să... Da, asta mă atrage de mult. Dincolo am o pasiune pentru istorie și pentru a călători, de a descoperi țările, străinătatea de a descoperi, spre exemplu, o țară anumită, să descoperi de desubturile țării, adică dincolo de ce și scris în cărți despre această țară, să văd cum e altfel zi de zi. Deci e o pasiune, până la urmă, și asta m-a ajutat să fac facultatea aceasta. Istoria și relațiile internaționale. Cristi, de grabă, termină anul ăsta, termină conservatorul și mă bucur Academia. Noi am promis la multe lume că o să plecăm peste hotare, că o să ne ducem, nu știu, unii în Viena și așa mai departe, dar ne-a fost foarte grea despărțirea. Ca să ne despărțim de el, ne-a fost foarte greu și mie și lui Cornel mai ales. Deci tot dumneavoastră ați fost cel care a scrijelit traiectoria destinului. Ce am spus, Cristinel, este acasă, tată, este conservator, este foarte bun conservatorul nostru. Este foarte bun. Și învață, are un profesor, domnul Ureche Sandu, extraordinar, un om de... cum vorbim noi, de pâine, și face vioara la el, după doamna Galina Buinovski, care a făcut Ciprian Brumbescu, îl are pe tot doamna Galina, ne l-a propus pe domnul Urechi, și așa că el face vioara mai departe și mă bucur foarte mult că anul ăsta termină conservatorul și... Dacă nu era profesorul meu la conservator, cred că nici nu alegeam. Eu cred că avea să insist să nu fac conservatorul, pentru că, datorită lui, cânt acum și fac performanță, pentru că e cum ar fi un nou nivel după 12 ani de muzică la liceul de muzică care l-am făcut, la Ciprian Porumbescu. Și este un om de aur, e un om foarte deștept, cald la suflet și cred că un profesionist în tot ce face. Adică dacă nu era el, cu alte cuvinte, nu mai... cred că n-alegeam să mă duc acolo. Apropo, domnul profesor Sandu Ureche, a fost colegul meu de liceu la Ciprian Porumbescu. Noi suntem din generația aceea. Și mă bucur enorm că a găsit limbaj comun cu Cristi, fiind dintr-o altă generație, așa cumva. Ei, domnul Sandu a făcut masteratul în America, deci vine cu ceva noutăți de acolo. Domnul Bodgros a zis într-un interviu că
va lăsa moștenire orchestra lăutare lui Corneliu și, bineînțeles, lui Cristi. Deja direct lui Cristi. Și exact asta m-am gândit și eu cumva și am zis, oare Cristi își dă seama de greutatea acestor cuvinte? Normal că de testamentul ăsta nescris, dar dacă e spus în public și a zburat vorba, gata, în țara asta toată lumea arată cu degetul la voi doi, cumva. E responsabilitate mare. Eu, vis-a-vis de chestia asta, aș vrea pur și simplu să nu arăt, să nu arăt cu degetul în altă parte, dar n-aș vrea să întâmple ceva cu orchestra noastră așa mai deosebit, decât să o lăs cu adevărat, să o lăs pe mâna moștenitorilor, cei care trebuie să mă urmeze pe mine, dar cu adevărat Cornel poate să mă urmeze în orice secundă și desigur că din urmă vine Cristi, care trebuie să mai are mult de făcut, niște lucruri pe care noi le avem aparte, noi cu Cornel le avem în sânge mai de mult. Cristi i-a dar tu ești altă generație, cumva. I-a anexat mai mult la clasic, dar muzica populară, o vedeți dumneavoastră, sunt pe pagina de Facebook, cât de mult o cântă și o cântă cu pasiune și o cântă frumos, fără probleme. Mai ales că el e pasionat de alt genuri de muzică. Eu cânt orice gen. Muzica populară de mic copil mi s-a învârtit pe lângă urechi, uh-huh. Normal, adică, dar am făcut școală clasică. Dar am îmbrățișat muzica populară, muzica lăutărească, jazz-ul și alte genuri, pentru că am acasă de mult timp, de fapt, de când trăim, ne-am mutat la casă pe pământ, de ceva timp am un mini-studio acasă și experimentez mai multe genuri, fie electronic, fie cu jazz, fie cu... Adică eu sunt mai experimental de felul meu. Cine are acces în studioul ăla? Cine ascultă ceea ce imprimi tu? Le dai voie să asculte? Normal, când am ceva vin mereu la tata, îți place. Și premiera o face față de mine. Și-l critici sau îl lauzi? Normal, că sunt critici. Eu n-aș avea dreptul să-l critic. Multe lucruri sunt care eu, spre exemplu, nu țin de vizorul meu, da? De zona mea de confort, spre exemplu, niște chestii de elemente de jazz, mai ales că sunt jazz modern, ultramodern. Eu doar dau din umeri, zic, băi, e bun. Eu ce aud la vioară e foarte bun. Da, bine, orchestra Lăutare a fost prima, probabil, care permanent a ținut pasul cu modernitatea. Deci, dumneavoastră, întotdeauna ați acceptat provocările. Ați colaborat cu artiști de diferite genuri. Noi am început cu orchestra sinfonică, cu domnul Mustea, cu Gheorghe Mustea, maestru. Noi am început cu Calancea, când a făcut Gordien cu spectacolul, cu trei orchestre. Orchestra de la conservator, orchestra Calancea, band, noi trei orchestre pe scenă. Deci noi am provocat lumea la multe chestii, adică dacă merge vorba, bineînțeles că de urma noastră au mai venit și alte formații, alte orchestre, mai fac lucrurile astea, asta e foarte bine, fiindcă nimic nu se face pentru tine. Eu n-am făcut nimic în viața noastră sau în viața mea, eu n-am făcut nimic pentru mine personal. Asta e mie și gata. N-am făcut pentru toată lumea. Și asta a fost și gândul nostru și chiar cu doamna Elizie Stancu o cunoașteți foarte bine, doamna Ileana Tudor, când aveam emisiunea odată în viață, noi la asta pledam ca de urma noastră să fie generația mai tânără, mai fragedă, să pornească să facă niște lucruri, fiindcă muzica rock și muzica toate care le cântăm noi, jazz-uri, astea n-au încercat nimeni, din populară n-au încercat absolut nimeni, noi am fost primii. Aici dumneavoastră de la Cristi trebuie să cereți sfaturi. el ce aduce el? Pentru că inovație de aici vine până la urmă. Eu vreau să vă aduceți aminte altceva. Vreau să vă aduceți aminte de anul 1977, de 23 februarie. Hai de mine. 78, cred. 78. Hai să vorbim acum corect, de 79. Noi în 17, la 10 noiembrie 78 a ieșit ordinul ăsta de a forma orchestra Lăutare, dar noi am făcut repetiția, până ne-am pregătit până nu știu ce, la 23 februarie 79, la filarmonică, se rupeau scaunele, se rupeau ferestrele, ușele, nu mai încăpea lumea. Povestiți-mi despre starea aia. Dar era pentru prima dată când ieșați în calitate de dirijor în fața unei comisii, în primul rând. Nu comisii,
al tuturor muzicanților. Acolo au venit toată lumea. Eu vreau numai un episod să-l povestesc, că este haios, o leacă și cu gând. Deci, unii faceam noi repetiția, nu aveau acces în Imrea. Venea numai directorul nostru, Dumnezeu să-l ierte, Mihail Murzac, Nicolae Solacă, era formația pentru dânsul, și Lunchevici, Dumnezeu să-l odihnească, tot la fel. Și au apărut ei în la repetiție la mine, m-au ascultat ce fac eu, s-au pus mâinile în cap, s-au dus pe stradă, vorbeau numai despre Bot Gros. Sunt să întâlnește cu regretatul, Dumnezeu să-l ierte, Vladimir Cuzmici, nu așa îi spunem, Curbet. Și cum este strâmbanul este, era Dumnezeu să-l ierte, avea vocabularul extraordinar. Și spune, măi, Volodea, am fost pe la Bot Gros, ferească Dumnezeu, ce faci, băi? Dar el, interesant, era, zice, dar ce faci el, ce faci? Muzică, băi, dar nu muzică, e puțin să nu-l interesa muzică. Repertoriu, ce cântă el? Cântă ceva românești, pe atunci nu se dădea voie să cânte românești. Și el spune, zice, băi, și românești, Volodea. El cântă tot ce transmite Europa Liberă. Un punct în ghine. Să pui capacul și toți lumea răspunde la alte întrebări. Era un lucru extraordinar de frumos. Dumnezeu să-l ierte, Burdin, care a venit și a asistat la concert. Și tot așa a spus că eu v-am spus că băiețelul ăsta o să ne dea jos pe toți de pe scenă. Iată, s-a produs. Cornel, câți ani aveai atunci? Eu aveam... La 3 ani. Nu, în 79 sau 78. 79. 79 aveam 4 ani. Vrei prin Ulise undeva sau te-o lăsa la țară să nu-l încurci? Da, eu ce vârstă aveți ați atunci, vă dați seama. Aveam 26 de ani, 25. De asta am zis, ce emoții ați trăit atunci? Pentru că începând de atunci până astăzi, țineți hățurile. Pentru mine, prima repetiție, când am făcut repetiția, asta e cel mai important. Eu venind de la joc, ansamblu joc, de la orchestra extraordinară, de la joc, eu lucram atunci că am fost în Australia, Belgia, am fost mai multe turnee cu jocul. Eu venind de la joc aici, la orchestra Lăutare, și când am dat primul acord și am început a cânta, mi-am pus mâinile în cap. Am zis că, Doamne, dacă din asta mai iese orchestră, eu sunt Dumnezeu. Nu mai poate așa ceva. Era vai de capul nostru. Care dintr-un orchestră, care de la sat, oamenii de la sat i-am adus, am avut pe Baranciuc, pe Duminică, eu i-am găsit pe stradă, oamenii cântau prin autobuse, prin trenuri, nu cântau în orchestră undeva. Așa mi s-a pus problema că să aduc, să fac o orchestră din oameni noi, să nu sun eu nici din o orchestră pe Imrea. Și bineînțeles că eu am căutat, am luat prin sate și așa mai departe, am adus și am făcut orchestra. Când am dat primul acord, am zis că, Doamne, nu-i posibil așa ceva. Și încet, am vârtit roata până o dat Dumnezeu și a apărut și domnul Sulac la repetiții și împreună cu Strâmbanu, cu Lunchevici și așa mai departe. De unde credeți că ați moștenit aceste calități? Și cum ajunge un om la această performanță până la urmă, să fie un lider pe care îl urmează masele, pentru că asta sunteți. Atunci când zici de Bot Gros, chiar al de noi pot deschide uși doar zicând că îl cunosc pe Bot Gros sau că dacă o să vă sune maestru Bot Gros, ați putea să-mi oferiți. Credeți-mă că sunt și din ăștia oameni care profită de numele dumneavoastră de la terța persoană. Mai telefonează și noaptea, spune, băi, eu sunt acolo, ia ca la vamă, eu nu știu ce, poate ne ajut, poate ceva. Sunt și momente de astea. Sunt lucruri care... Cu asta te naști sau asta se crește în tine? Totdeauna îmi puneam întrebarea asta și eu și aș vrea să, nu știu că să răspund acum, că ar fi păcat, că n-aș putea să răspund. Se spune că munca pe om, da, și munca fără doar și poate, ajunge pe performanțe mari. Dar probabil că la această întrebare nu o să răspund niciodată și nu o să pot răspunde corect, fiindcă să mă înțeleagă lumea foarte corect. Dragostea asta, tot ce fac eu cu pasiune foarte mare, mă ține pe mine la vârsta care sunt eu de 70 de ani, mă ține alături de ei. Stați fără grijă, Biden la 70 o să facă președinte al Statelor Unite. Mai aveți un pic. Până la președinte mai aveți. Eu mai aștept vreo 2 ani și atât de vin să eu președinte. Știți despre ce aș vrea să vorbim? Că n-ar fi corect dacă nu am vorbit de parcursul vostru în viață și n-am fi vorbit de mama și de bunica. Umblând la Lădița cu amintiri și la Arhiva Televiziunii Naționale, am găsit un interviu vechi de la terasa Cicadelor. O
de prin 90, probabil, unde atât de frumos vorbiți despre cele două mari iubiri ale dumneavoastră. Și aici e vorba de Liduța și de Vioară. Și nu așa, dar întrebarea a fost pusă nu către maestrul Botgros, ci către doamna Lidia Bejenar. Și eu chiar vreau să ascultăm acele cuvinte. Bineînțeles că pe primul loc și prima soție, socola domnul maestru, este Vioara, bineînțeles. Și îmi pare bine. Două în harem. Da, și n-am probleme, ne împăcăm de minune cu Vioara, fiindcă deci de la... Deci faci a treia de luat. Nu, a treia nu. A treia nu. Dar cu Vioara mă împac bine, că după asta zâmbesc bine și ne dragă viața și în casă e luminos după prima soție. Da, mă fac o grișmăriță, va de bădișor, și-am să uit a ta guriță, chiar de nea și dor. Da, mă fac o grișmăriță, și-am să uit a ta guriță, chiar de nea și dor. Și se vinde lăutare tot de dorul tău, și-am să joc sârba și corag, nea și mai greu. Ultimul concert al doamnei Lidia Bejenar a fost tot în studioul ăsta, cu câteva luni înainte să treacă la cei drepți. Și nimic nu prevestea nenorocirea, erați într-o stare așa destul de bună, cel puțin vizual. Ați rămas doar cu o singură iubire, cu Vioara, deși știu că generalul din umbră întotdeauna a fost Lidia. Și poate după ce ați pierdut-o, ați realizat că tot ce ați făcut în viața asta a fost grație și datorită ei. Eu vorbeam și când era ea în viață, vorbeam la multe interviuri cu lacrimi în ochi. Vorbeam de dragoste ei, fiindcă eu n-am cunoscut o altă dragoste. Ea mi-a fost dragoste de la 15 ani. Am trăit 50 de ani împreună. Am avut de toate în casă, ca la toată lumea. Nu pot să spui că noi am trăit numai în roz, am trăit numai în bine, nu mai știu ce. Am avut lucruri foarte grele, fiind la așa o specialitate, cum suntem noi artiștii. Noi cunoaștem mai multe tragedii și mai multe lucruri, cunoaștem la alte familii, dar familia fiecare trăiește cum poate. Noi am trăit așa cum putem noi și cum am știut noi. Bineînțeles că dragostea noastră, cei ce am avut noi împreună, știu foarte mulți colegi de-ai mei. De la Soroca încă mă cunosc, de la Soroca știu că eu țineam la Lidia, țineam foarte mult și am ținut să țin și azi și să țin și mult timp. Cornel, da. E adevărat că de multe ori îl sun pe tata și el e la cimitir și zici să se ducă acasă că deja e întuneric? Da, într-adevăr, chiar dacă e vreme urât afară, frig, plouă, dar unul s-a nins, l-am prins tot acolo și am zis că poate mai iau o pauză anume când e frig și e rece și plouă, pentru că n-ar fi bine să iau o răceală sau mai știi. Mai stau puțin. Oricum, după servici, cum se termină serviciul și luăm o masă scurtă așa, la prânz, el imediat pleacă acolo. Probabil că așa este într-o familie, pentru ca unul să se realizeze, celălalt trebuie să cedeze. Și mama a fost cea care a cedat, a fost păstrătoarea focului din vatră. Bine, nu a cedat, dar... Și-a făcut datoria, probabil, de și mama. Și s-a realizat prin bărbații ei, probabil. Prin cei trei bărbații ei, pentru că bunica l-a crescut și pe Cristi aici, nu putem să zicem că... Și Cristi a avut o relație specială cu bunica. Ne-a iubit foarte mult pe toți. Pe toți care ne viața aici, ne iubea foarte mult. Ne purta grijă. Ne întreba la orice moment, unde sunteți, când veniți la mâncare, când noi veneam toți. Dar nu ați reușit să-i faceți o serată de creație cât a fost în viață. A fost rândul prea mare al artiștilor. Nu a fost mare rândul, dar ea nici nu-și dorea. Ea nu-și dorea seara de creație, că vă spun asta să știi toată lumea. Știu și eu. Nu-și dorea. Eu îi spuneam, zic, hai, uite, facem la filarmonic, cum erau spectacolele celebre. Nu, las, mai târziu, mai încolo, acum nu vreau. Nu vreau. Știți ce regret am eu și acum o să vă zic sincer și cu mâna pe inimă?
De mai multe ori cumva tot venea ideea să veniți cu toată familia la emisiune, dar pentru că sunteți o familie publică și pentru că viața voastră și rufele voastre au fost spălate în public, eu întotdeauna am ținut la intimitate și a fost divorțul lui Cornel și cumva nu voiam să veniți ca să nu vorbim cumva despre niște detalii. Pe urmă a apărut Nicoleta și atunci am zis nu, că nu aș vrea să vină doamna Lidia pe canapea și să vorbim despre altceva. Și uite așa a venit timpul că atunci când parcă s-au liniștit toate, când parcă toate s-au așezat cumva, apropo, v-ați făcut cu două surori și unul și celălalt, tu ai pe Mihaela și tu ai pe Nicoleta, aveți un alt mare regret și cumva discuțiile se duc deja pe verticală către doamne, doamne. Regretele vin pe rând toate, regretele nu te întreabă niciodată. Dar știți că copiii să aleg, așa e vorba, copiii să aleg părinții. Probabil că așa au fost în viață să fie. Lucrurile astea nu-s date de mine, nu-s făcute de mine. Dar se întâmplă și în alte familii, doar că ele nu sunt în vizor. Despre ele nu vorbește publicul, acolo nu se ațâță scânteia. Da. Că se mai dispart părinții, e ceva normal, dar ați fost atât de ațâțați și de o parte și de cealaltă, încât Cristi, săracul, cred că a avut cel mai mult de pătimit la acea etapă a adolescenței. A avut de pătimit, Cristi, a avut de pătimit multe lucruri, îmi cer iertare, că astea, dar știți cum e viața. Așa a vrut Dumnezeu, iarăși ne întoarcem la Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu face parte la toată lumea. Noi ne-am simțit foarte fericiți, ne-am simțit la momentele cele mai frumoase. Eram în cer cu multe lucruri, dar la un moment toate acestea s-au terminat. Cristi, ce nu te ucide te face mai puternic? Da, adevărat, și eu până la urmă zic părerea că tot ce se întâmplă în viață nu e nimic întâmplător. Eu am așa o părere și poate la început, dacă să începem de la divorț, n-am simțit la început cumva, nu cum pot să zic durerea, dar lipsa mamii sau problema, nu intram în esența ei însăși. Cumva nu pot să zic nici că a fost o bucurie, dar n-am simțit. Adică nu vreau să o supăr pe mama, ori cu mama, ori fără mama, dar nu simțeam. Când ai realizat la n-am bun, realizat pe atunci la 13 ani, când aveam sau 14, nu mai țin minte exact. Dar uite că după 18-19 vine și te apasă asta undeva. Simți lipsa mamei sau invers, dacă ar fi să nu fie tată, la fel de ce ești treabă. Adică pentru mine mama și tată și cei mei simți, normal, bunelul, pentru mine regele, cum și pentru tata. Dar este treaba asta, cred că în orice familie. Și până la urmă, lumea multe poate să vorbească. Eu sunt de părerea că lumea ar trebui să uite, de fapt, sub nasul lor, că fiecare cu problemele sale în familie, n-ar trebui să se ia după de cineva sau de noi. Asta e părerea mea. O părere foarte personală. Matură. Și matură și personală. Acum sunteți ok unii cu alții și vorbiți foarte frumos și detașat și mi se pare foarte matur ceea ce se întâmplă. Bine, la urmă și Cristi a realizat asta că mama nu a dispărut. Ea este aici în Chișinău. Au cel acces unul către altul important, când doresc. Îmi cer iertare, Cornel. Da. Cel mai important la noi în familie, și asta vă spun și public, și o știe și Cornel, și o știe și Cristi. E Cristi de față. Noi niciodată nu am vorbit interzis era să mă duc la mamsa să întâlnească cu mamsa sau nu știu ce. Unica ce am spus, Cristi, mama ta rămâne mama ta. E ea ta. E te-a născut, e te-a dat viață, altceva. Că greșește poate fiecare om, dacă ai să vezi că o greșit mama ta sau nu știu ce, să nu râzi. Să spui, măi, Dumnezeu să-i dă sănătate. Fiindcă așa e în viață. Dar la noi în casă nu s-a vorbit niciodată de chestia asta. Nu te duc la mama, nu te întâlni cu mama, nu vorbi cu mama sau nu știu ce. Și niciodată. Cum spunea regretatul Mircea Guțu, dacă l-o să vă aduceți aminte, cineva îi spunea, ce nu vine Cornel la mine, că el era la spital Salmanu și eu nu puteam să vin în vizită, la care cineva îi spunea că el are niște probleme acum. Dar ce probleme are Cornel? Trece printr-un divorț la care Dumnezeu să le ierte, zice așa, aici sunt probleme, e ca la mine sunt probleme, că stau pe patul de spital. Dar astea nu sunt probleme. Până la urmă, divorțul nu e cea mai mare problemă în viață. Important e să știi să treci peste el, ceea ce este complicat. Dar să extragi niște foloase și o morală din toate astea, să poți repara sau evita greșelile pe viitor.
Acum te crezi mai deștept și mai înțelept? Știi, vorba e să dai matur, timpului timp. Și asta cred că ați făcut. Mai matur, asta e altceva. Culezi totul. Eu te văd destul de fericit și împăcat cu tine însuți. Cumva ziceam, poate vine și Angela la discuție, după care zic, nu, hai să fie doar bărbații, familie. Unde se adună mai des familia Botgros? La dumneavoastră acasă. La ora actuală, acum, ultimul timp de când Dumnezeu să ierte, de când Liduța a murit, noi ne întâlnim mai des la Cornel la casă. Mm-hmm. Suntem acolo, mâncăm acolo, mă rog, este... Noi bunica ne adunat, de acasă. Fapt. Bunica era cea bunica care punea era masă. Cea care ne adunat, de fapt. Fiecare seară la cin era o tradiție deja, să ne adunăm acolo. Deci, indiferent pe unde vă purtau picioarele ziua, acasă, doamna Lidia vă aștepta. Cu Angela și împreună cu Cristi, toată lumea la noi era cine acasă. Pentru mine rămâneți mari artiști, iar viața privată, atât cât reușiți să o scoateți și atât cât vreți voi să o spuneți. Eu vă doresc să fiți sănătoși și să vă țină Dumnezeu împreună, să păstrați dragostea asta și respectul unul pentru ceilalți și eu cred că liderii adevărați se cresc acasă, în familii, la plăcinta făcută și la ceaiul băut împreună. Acolo se dea până adevărate povești, acolo puteți să fiți dezbrăcați de secrete și să fiți sinceri unii cu ceilalți. Iar noi vă acceptăm așa cum sunteți, pentru că alții nu avem și nu vrem. Și o să zic foarte mândră, îl avem pe Botgros, al nostru și suntem mândre de asta, cu adevărat sunteți un brand de țară. Iar lăutarii astăzi vorbesc despre Moldova de pe cele mai înalte culmi. Sunt ai noștri. Mulțumesc. Oricât îmi v-ați lăuda că sunt ai dumneavoastră, noi ca și țară ne lăudăm că lăutarii sunt ai noștri. Vrem să vă mulțumim din partea familiei noastre, eu, Cornel și Cristi, să vă mulțumim din suflet că ne-ați invitat pentru invitația de astăzi, fiindcă suntem în preajma sărbătorilor de iarnă și avem ocazia asta să le spunem la oameni, la toți absolut, și dincolo de Prut, și la noi, să dea Dumnezeu să fim cât mai uniți, să dea Dumnezeu să fim cât mai buni, să dea Dumnezeu să ajungem, să ne putem ajuta unul pe altul. Nu să ne încurcăm, dar să ne ajutăm unul pe altul, fiindcă așa au fost pe vremurile de când m-am născut eu. De când m-am născut eu, venea lumea, ne ajuta, știa că în postul Crăciunului sau postul Paștelui nu se cânte, nu avem câștig. Și lumea venea, ne aducea care cărbuni, care ciocălăi, care ne aduceau cartofi, care ne aduceau fasole. Ne ajuta familia noastră și asta era ajutorul satului. Deci așa ar trebui să ne ajutăm și în ziua de astăzi, unul pe altul, cât putem să ne ajutăm. Ce frumos a zis. Să ne ținem neamul grămăjoară. Cuvântul de final e simplu ca de fiecare dată. Iubiți ceea ce aveți în preajmă pentru ca să puteți fi cu adevărat fericiți și ar fi logic să finalizăm pe note muzicale. Vă las alături de faimoasa orchestră lăutare de Cristi, Corneliu și Nicolae Botgros.